Bună seara și bine v-am regăsit! Drumul, apa și canalizarea au devenit lozinca autorităților publice locale. Programe de reabilitare a acestora se desfășoară pe întreg teritoriul țării. Multe dintre acestea sunt finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională prin intermediul agențiilor regionale. Valoarea investițiilor din ultimii 4 ani ajunge la 8 milioane de euro. Care sunt necesitățile comunităților locale și în câți ani vom ajunge la un nivel de viață european, să zicem, dacă menținem acest ritm de dezvoltare, aflăm de la invitații orei. În studio este domnul Alexandru Botnar, primarul orașului Hâncești, domnul Valentin Guțan, primarul orașului Cricova, domnul Alexandru Osaci, coordonator programe în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova și domnul Tudor Meșine, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru. Bine ați venit la Publica TV! Mare sărbătoare la Nord, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord a implementat în acest an 14 proiecte de construcție a aqueductelor și sistemelor de canalizare, a drumurilor și de dezvoltarea turismului. Bilanțul a fost făcut de către reprezentanții agenției în cadrul zilelor dezvoltării regionale desfășurate la Bălți. Proiectele de dezvoltare regională s-au bucurat de susținerea finanțatorilor pentru că la implementarea lor au participat consiliile raionale. Perioada anilor 2011-2014, practic, s-a alocat din Fondul Național de Dezvoltare Regională aproximativ la 7-8 milioane de euro. De la donatori și parteneri avem 1,5 milioane de euro. Printre proiectele realizate este construcția unei porțiuni de drum cu o lungime de 13 km care asigură legătura dintre satele Pârlița, Dumbrădeni și Vădeni din raionul Soroca. Lucrările s-au ridicat la 50 de milioane de lei, banii fiind alocați din Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul Rutier. Oamenii din Vădeni spun că situația în localitate s-a schimbat spre bine de când drumul a fost reparat. Era tare greu, glod, nevoie, să mă scăriu o copiii când mergeam la școală, da? E curat. Vinem ușor la lucru, da. Vinem ușor la lucru. Iarna îl mărânesc, îl fac. Făcut aici bardiurul, pus aici, la treabă, tot cum scade. Potrivit ministrului dezvoltării regionale, pentru a asigura finanțarea proiectelor de infrastructură, este nevoie de stabilitate economică. Ar fi bine ca Republica Moldova să treacă pe o bugetare 3 ani de zile, atunci ne-ar fi și nouă mai clar de ce dispunem. Președintele PDM Marian Lupu consideră că rolul cel mai important în atragerea investițiilor în infrastructura rurală îl au agențiile de dezvoltare regională. O întreprindere, dacă dorim să o aducem aici în Moldova, în zona rurală, ea trebuie să aibă apă, energie electrică, gaz, drumuri de acces. S-a reușit atragerea de fonduri impresionante din străinătate, fonduri europene, s-au stabilit contacte la nivel de regiuni de dezvoltare din Republica Moldova și din țările vecine. And if we look at what we have done for regional development, we have basically helped the central authorities in Chișinău to build a good network of regional development and regional policy. De la înființarea ei, Agenția de Dezvoltare Nord a implementat peste 30 de proiecte. Aproximativ 20% din suma cheltuită pentru realizarea lor vine din partea țărilor membre UE. Așadar, bani să găsesc, inițiativă să fie. Domnule Guțan, care sunt proiectele pe care le implementați astăzi la Cricova? La momentul actual, deci, este în derulare un proiect legat de conservarea energiei termice, deci la liceul Alexei Matievici, și un alt proiect care deja deci finalizat, ceea ce ține deci de reparația de drumuri într-un cartier de case noi, și al treilea ceea ce ține de sistem de canalizare pentru circa un microraion de case noi, circa 350 de case sau de familii. Deci și ultima, ceea ce intenționăm poate în toamna aceasta, deci pe asta să reușim, construcție deci unui aqueduct cu o lungime de circa 1,30 km. În situația respectivă, curioșii probabil că se vor interesa de unde vin bani. Deci cât n-ar fi de straniu,
Deci, dar cea mai mare parte totuși vine din bugetul local, cu toate că deci nu ne sunt străini nici proiectele. Că dacă aș vorbi în cazul deci, cei ce ține de conservarea energiei termice, asta deci este un proiect prin, pe care am reușit deci, să-l implementăm, am început adică să-l implementăm deci, prin Agenția de Eficiență Energetică. Cei ce ține de reparație de drumuri, parțial sau jumătate la 50% din fondul rutier. Adică avem un proiect de circa 1,40 milioane, dintre care 700.000 din fondul rutier, 700.000 vom fi nevoiți să le căutăm singuri. De acum cei ce ține de apă deci, și canalizare, acestea sunt bani din bugetul local. Deci asta în jur de 3 milioane de lei. Da, vorbim despre cele 14 proiecte implementate la Nord. Agenția de Centru, domnule Meșină, cu ce se laudă? Bună seara! Agenția de Centru, de fapt, teritorial, este una la suprafață cea mai mare. Față de colegul meu de la Nord, în implementare, în prezent, avem 17 proiecte, din cele 28 aprobate pentru perioada documentului de program 2013-2015. La poziția financiară, în prezent, suntem susținuți financiar din bugetul de stat, Fondul Național, la 15 proiecte. Două proiecte sunt susținute din, la partenerii externi. Mă refer Biroul de Cooperare a Germaniei, Guvernul Germaniei, și unul suntem de la programul USAID în domeniul apă și sanitații sectorial telenești. La moment, în finalitate pentru anul 2014, cred că vom avea cele 7 proiecte propuse să le facem recepția finală pentru a avea punerea lor în exploatare și în gestiune. Atât la capitolul aprovizionare cu apă, atât și la domeniul drumuri. De fapt, în regiunea centru, acest domeniu este cel mai accesat ca necesitate de către administrații republice. Vreau să aduc la cunoștință o cifră. Din cele 99 de propuneri de proiecte care au fost la apelul 2, 32 de propuneri au venit în domeniul și necesitățile drumurilor la aspectul regional, atât întrunirea lor cu aspectele și locale. În situația respectivă, pentru că este aici și domnul primar Botnar, vă întreb câte proiecte ați reușit să implementați, domnule primar, cu suportul Agenției de Dezvoltare Centru? Da, la orașul Hâncești este o comunicare foarte bună cu Agenția de Dezvoltare Centru și avem de acum al doilea proiect, și anume ce ține de dezvoltarea economică și construcția unui drum nou care leagă drumurile naționale la nivel de orașul Hâncești, unde tot sudul Republicii merge pe la orașul Hâncești, unde e o zonă unde planificăm să facem parc industrial ca să dezvoltăm economia, da? Fiindcă dezvoltarea unei economii este și dezvoltarea localităților, nu numai a orașul Hâncești, dar și a celor de regiune. Înfrățindu-mă cu alte orașe, ca Israel, ca China, am mers în aceste parcuri industriale, am văzut, am dat invitații ca să vină ca parteneri să facă acele investiții, anume în producere, în orașul Hâncești, și acum ne pregătim cu acest drum care îl avem la moment de 22 de milioane și 500 de mii de lei. Aici intră și iluminatul, și apa, și canalizarea, și drumul de ocolire care oferă toată infrastructura pentru dezvoltarea acestui parc industrial. Este un lucru foarte important și de multe ori am mai spus-o și în platou și în televiziune, fiindcă dezvoltarea economică nu poate să fie doar în orașul Chișinău. Până ce nu vom dezvolta regiunile ca să dezvoltăm acea economie necesară pentru țară, să avem în buget acele impozite cât de cât mai ridicate, nu vom reuși nimic. Este foarte important acest proiect pentru orașul Hâncești, numai că, din păcate, nu prea avem acoperirea financiară până la sfârșit.
Ce înseamnă asta? Nu, la moment avem decizia. Trebuie să mai găsiți și alți parteneri. Până ce la acoperire de aproape 10 milioane de lei, dar încă de 12 milioane de lei încă e cu semnul întrebării. Dar suntem gata ca să finalizăm, domnul director cunoaște, să finalizăm obiectul și în acest an. Chiar acum, recent, președintele județului Prahova m-a invitat în parcul industrial din Ploiești. Orașul Hâncești este înfrățit cu orașul Ploiești, este de importanță majoră, avem ce lua de la ei, fiindcă orașul Ploiești ca industrie și este foarte dezvoltat și este înfrățit din anul 2000, de acum 14 ani. Și avem o bună conlucrare și suntem invitați la moment în acest parc industrial pentru a lua experiența dată și totodată de a ne da suportul lor managerial ca să dezvoltăm lucrurile mai departe și la noi în regiunea Hâncești. În afară de aceasta am vizitat și parcul industrial din China cu orașul Guian care ne-am înfrățit, un oraș de 8 milioane de oameni, asta cadou Moldovei și... Și acest oraș a fost construit în 8 ani de zile. Vă dați seama ce parc industrial nou și cele mai noi tehnologii care rămâne doar să visăm la așa ceva. E important ca aceste lucruri, văzându-le, experiența lor, cum le-au implementat. E clar că la așa maștaburi care le vedem și sunt, și sunt într-o economie foarte dezvoltată, noi n-am să putem. Important să începem acest lucru, să avem la moment o fabrică, două, a treia, ca... Dar când spuneți, domnule primar, noi n-o să putem, de ce? Pot chinezii și de ce moldovenii n-ar putea? Cel mai important, chiar recent am o delegație din Belgia, acum la Moldova, și ducem discuții pentru aceste investiții în ceea ce ține de parcul industrial. Cam stăm cu semnul întrebării. Orice investor astăzi, din Germania, care am dus discuții, sau alte țări, până acum ne-a spus că așteptăm care va fi cursul în Republica Moldova, da? Adică 30 noiembrie, politic, vrei să spuneți. Da? Strategic, politic. Acum a apărut altă întrebare, că așteptăm ce va fi cu alegerile din 30 noiembrie, apoi să vedem ce merită Republica Moldova, care este perspectiva economică, care va fi relația cu Estul, cu Vestul, dar foarte multe din toate propunerile care le-am avut, ca producerea aceea care să o facem aici, apoi să putem exporta la răsărit. Da? Da. O să revenim la subiectul ăsta legat de așteptări, pentru că asta ar însemna o conservare pentru câteva luni a tuturor proiectelor și care uitat să, spun, să vină din exterior. Am uitat să spun, domnul Dogaru, am mai avut un proiect până la aceasta cu ceea ce ține de construcția unei gunoiești și utilaje pentru evacuarea deșeurilor la nivel regional, unde în parteneriat cu orașul Hâncești am luat trei sate care, din păcate, încă nu merg lucrurile așa cum trebuie. Mai sunt bunele momente care ar trebui realizate, dar în toate lucrurile este important că avem început. Și... Da, acest început deja are aproape 10 ani, de aceea vreau să-l întreb pe domnul Osaci. Care este impactul acțiunilor în cadrul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, domnule Osaci? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Vreau să atrag atenția că, într-adevăr, sunt mai multe surse pentru investițiile publice, nu numai fondurile naționale, precum Fondul Dezvoltării Regionale, Fondul de Mediu, Fondul Eficienței Energetice. Mai sunt fondurile internaționale de care beneficiază autoritățile publice locale din Republica Moldova și posibil că până acum s-au beneficiat mai mult din aceste surse din exterior, din fondurile internaționale decât de la cele naționale. Și în plus, după cum a spus foarte corect domnul primar din Cricova, într-adevăr, este o sursă foarte, foarte importantă, asta e resursele autorităților publice locale. Și aici noi trebuie să mai continuăm lucru înspre dezvoltarea capacităților autorităților publice locale, în dezvoltarea autonomiei financiare locale. Cunoașteți probabil că de la anul 2015 intră în vigoare legea respectivă, modificarea legislației cu realități absolut noi ce ține de finanțele publice locale anume, cu pârghii și discreție cu mult mai mare la autoritățile publice locale.
Și prin acest instrument sperăm că vor fi posibilități cu mult mai avansate pentru autoritățile publice locale ca să se atrage și investițiile publice și străine, dar și naționale. Fiindcă cunoaștem că se cere și cofinanțarea pe mai multe proiecte străine, în special acum mizăm pentru proiectele din partea Uniunii Europene, după semnarea acordului de asociere, mai ales fiindcă nu este secretul că acordul de asociere prevede anume, în primul rând, fondurile de investiții publice și toate fondurile de investiții publice și investiții publice sunt făcute de autoritățile publice locale și respectiv comunitățile și autoritățile publice locale sunt primele beneficiare ale acestor fonduri. Ce ține de întrebarea dumneavoastră, deci desigur că avem mult de lucrat încă la perfecționarea acestor instrumentelor, precum fondurile naționale de dezvoltare regională, de mediu, de toate acele care am spus. Ele, practic, problemele în aceste fonduri puțin se diferă unii de la alții, deci problemele în fondul de dezvoltare regională sunt mult similare cu problemele fondului mediului. Drept că noi, într-adevăr, suntem încă la etapa inițială, numai ce am pornit cu procesul de investiții publice prin intermediul acestor fonduri. Este un proces foarte, foarte complicat și nu putem să criticăm așa, știți, fără argumente sau fără ca de dat seama că, într-adevăr, avem nevoie de o etapă cu mult mai avansată ca să perfecționăm funcționarea acestor fonduri. Dar aici, încă o dată, vreau să spun că foarte mare este miza pe fondurile europene, fiindcă este interesul absolut direct a guvernelor țărilor Uniunii Europene, precum și Uniunii Europene, în perfecționarea, în transparența acestor fonduri, în mecanismele de selectare proiectelor, fiindcă ele sunt responsabili față de contribuabili europeni. Deci aici sperăm că a să fie un impuls pentru îmbunătățirea funcționării acestor fonduri. O să revenim la discuție și după publicitate. Încercăm atunci să aflăm care sunt marile provocări ale banilor care vin din partea fondurilor pentru dezvoltare regională. În câteva minute rămâneți alături de noi. Am revenit la discuții și vorbim despre dezvoltarea regională, pornind de la ceea ce au sărbătorit astăzi cei de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord, și anume numărul de proiecte care sunt pe cale să fie realizate în această regiune. Discutăm acum cu domnul Constantin Cojocaru, primarul orașului Edineț. Domnule Cojocaru, bună seara! Bună seara! Cum au simțit locuitorii orașului Edineț banii care vin de la Fondul Regional de Dezvoltare Nord? În ce domenii? Deci, mai întâi de toate, vreau să salut o astfel de emisiune, deoarece până, practic, nu de mult, emisiunile de acest tip purtau un caracter mai mult politic, extrapolitic. Vreau să spun că emisiuni cu caracter ce promovează localitățile sunt mai rare. În contextul respectiv, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, care ieri, azi, mâine și poimâine desfășoară zilele acestei agenții, deja la a doua ediție, deci în Bălți, mâine la Edineț, iar poimâine la Soroca, încearcă să promoveze direct, dar și indirect, tot ceea ce face și să atragă investitorii din afară. Bună oară, mâine la Edineț și poi mâine la Soroca vor fi două delegații din două voievodate din Letonia, unde se încearcă stabilirea și unor parteneriate directe dintre comunități, iar prin acesta stea și atragerea unor anumite investiții. Ce ține concret de Edineț? La Edineț a fost implementat deja cu câțiva ani în urmă un proiect cu privire la asfaltarea drumului regional, deci național, chiar M14, deci 4355 km, pe care îl simt nu numai cetățenii, locuitorii Edinețului, ci îl simt toate raioanele limitrofe, adică având un caracter regional. Acest lucru estimativ, trei raioane, în medie 60.000, în jurul la 200.000 simt acest lucru. La fel, chiar anul acesta, acum din toamnă, precum vorbeau și colegii din platou, domn primar de Hâncești, bunoară, deci se investește astăzi foarte mult în așa numitele parcuri industriale, acolo unde sunt. Deci la Edineț
demarează deja lucrările cu citind de infrastructura unui parc industrial, la fel în domeniul tuturor comodităților, apă, lumină, gaz, canalizare, întrucât la Ivnița s-a primit interesant că investitorul este un investitor ucrainean-polonez care deja construiește o fabrică de prelucrare a fructelor, iar infrastructura încă nu era făcută. De aceea suntem pe fază atât noi cât și cei de la Agenția de Dezvoltare Regională. Este vorba de un proiect de 13 milioane de lei. Ce ține de zilele propriu-zise ale agenției, deci și chiar invităm publica mâine la Iedineț, se încearcă stabilirea unor relații și cu partenerii letoni, anul trecut au fost și anul acesta, unde încercăm să mai aducem 1-2 rezidenți într-o, deci, anumit prelucrarea legumelor, fructelor care la nord sunt din abundență, atât miere, prune, dar în special, deci noi la moment suntem în căutarea unui rezident într-o prelucrare a cartofilor. Deci mai multe elemente legate de acest lucru. La fel, în prelucrare mai sunt câteva proiecte legate de aprovizionarea cu apă și canalizare, deci este vorba de proiecte regionale și proiecte extra-regionale, pentru că este din afara acestora. Dar dincolo de acest lucru vreau să menționez că astăzi, dacă Fondul Național de Dezvoltare Regională este încă destul de activ, astăzi sunt cam pe un punct mort așa numitele euroregiuni. Deci fie Prutul de Sus, fie cel de la Iași, fie mai în jos. Deci euroregiunii sunt cam moarte și pentru că în ultimul timp au fost ținute cam la depărtare. Astăzi primarea, localitățile, deci președinții de raioane au nevoie de o revalorificare a acestor euroregiuni, pentru că prin ele încă vor veni foarte multe proiecte investiționale odată cu semnarea acordului de asociere. Deci anii ce vin, următorii 4-5 ani, sunt ani de multă muncă pentru comunitățile noastre, întrucât aceste proiecte europene sunt abia pe primii pași, unde urmează să implementăm multe lucruri în domeniul infrastructurii locale în special. Domnule Cojocaru, vă mulțumim foarte mult pentru aceste detalii de la Nord. Am fost în dialog direct cu domnul Constantin Cojocaru, primarul orașului Iedineț. Revenim la subiect. Vorbeam despre mai multe fonduri care există astăzi în Republica Moldova. Domnul Botnar spunea că poate la un moment dat ar trebui ca fiecare fond să-și definitiveze sectorul în care va face aceste investiții. Domnule Meșină, cum vedeți dumneavoastră această idee? De fapt, eu vă mulțumesc de această întrebare. Eu vin din administrația publică locală. La viziunea și practica mea de 3 mandate era specific un program de a-mi face localitatea. Și atunci când a venit de foarte promovantă dezvoltarea regională ca cadru legal, care în 2006 a aplicat abia în 2011 mai aproape, pentru mine atunci soluția a venit că nu este problema localității mele, este problema și vecinilor mei. Un drum regional care de fapt expune ca un rezultat dă soluția a unor 3-4 localități. Ceea ce ne propunem în dezvoltarea regională este soluția pentru toate localitățile la nivelul local ca să aibă această oportunitate, să aibă o dezvoltare economică cât mai însușită. La dezvoltarea regională, toate programele care vin până la urmă expun acel impact regional. Cu referire la alte fonduri, vorbesc de fondul din sfera mediu, de fapt nuanțele de aplicare vin la soluțiile locale, care rezolvă o problemă la nivelul local în situația de aprovizionare cu apă sau alte soluții, sistem de canalizare la instituțiile publice. La nivelul nostru, astăzi, un proiect în realizare care, de fapt, are o cifră, va fi finalizat în curent, care se lucrează și la un contract de societate civilă a autorităților locale la număr de 7 pentru zona Ungheni, Manoilești, care, de fapt, până la urmă, resursa de bază este râul Nistru, de la branșamentul Zagarnancea-Cornești, cu soluția de aprovizionare a tuturor localităților la râul Prut. Cer scuze. Dacă am greșit undeva. Spuneați de Nistru. Râul Prut. Gândeam că ar fi un apeduc prea mare. Nu, Râul Prut. Cer scuze. Dar soluțiile pot fi și pe Râul Nistru, mai ales municipiul Chișinău, cu apeductul care, de fapt, este aprovizionat de resursa
Da, problema este că municipiul Chișinău nu poate beneficia de aceste finanțe din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Revenim, cred că, la întrebarea dumneavoastră. Sunt colegii aici care, de fapt, au atins puțin această întrebare. M-am referit că la soluția dată, cei 12.000 de cetățeni din sectorul dat vor beneficia de apa potabilă, care, de fapt, este expusă la un branșament de 30 de kilometri cu soluțiile de rezervoare, cu stații de tratare, una pentru toate localitățile, care de fapt are capacitățile de a întruni condițiile pentru locuitorii de la Ungheni, mai ales la capitolul de sănătate și condiții de trai. Și dezvoltare până la urmă. Deci și la unul dintre principiile care ar trebui să fie realizate, crearea unor comunități care să-și rezolve problemele împreună, mai multe localități. Asta este. Până la urmă, la obținerea unui sistem de gestionare la serviciu public de aprovizionare cu apă, cu un tarif mai ieftin, cu un prestator de serviciu determinat și până la urmă beneficiu egal pentru tot sectorul în care resursa este bine determinată. Mă întorc la întrebarea care de fapt au ridicat-o colegii și dumneavoastră referitor la corelarea de fonduri. Consiliul Național de Dezvoltare Regională întrunește cei 14 membri, dintre care 7 ministerii sunt direct domnii ministri, sunt membrii în Consiliul dat, care de fapt se expun prin vot la aprobarea proiectelor de domeniu. Ceea ce ține atât și de managementul deșeurilor, cât și de aprovizionarea cu apă, sanitații, chiar și Ministerul Transportului, ceea ce am spus că în regiunea centru este accesat mai mult de administrațiile publice. Drumuri este Ministerul de Transport, care de fapt este informat. Primește toată nota informativă și conceptul de proiect la nivel de susținere în finanțare. Și atunci, suprapunerea de fonduri, cred că atunci în momentul ăsta nu prea este vizat. Este altceva. Poate veni o contribuție sau o corelare în execuția unui drum care expune, să zicem, un nivel mai mare de suport financiar. Avem proiecte determinate în regiunea centru cu o cotă de realizare de 134 de milioane, când Fondul Național în prezent constituie circa 200 de milioane. Eu astăzi, prin intermediul dumneavoastră, pentru mine, ca beneficiar în țara asta, ca locuitor a țării ăștia, aș spune că Fondul Național, cu cota de 1% din bugetul de stat față de alte fonduri, este prea mic. Accesarea acestui fond și realizarea lui pentru 2013 la nivelul de peste 100% în valorificare dă dovadă transparența acestui fond și posibilitatea lui ca instrument, ca posibilitate de a iniția și a face în regiune o echilibrare. Până la urmă urmează să vedem ce facem. Majorăm bugetul sau cota? Majorăm bugetul. Majorăm bugetul și rămânem la această cotă. Înțeleg că provocarea despre care vorbeam până ceva mai devreme este în crearea acestor comunități. De aceea, domnul Osace cunoaște situația din autoritățile locale. Cât de pregătiți sunt astăzi primarii din diferite localități să identifice o problemă comună și să o soluționeze împreună? Da, de fapt, întrebarea dumneavoastră este într-un fel o continuare absolut logică a întrebării care au fost mai înainte, care au spus mai înainte. Deci vreau să spun că cred că pe comunitățile noastre și pe administrații publice locale pe dânsi mai puțin interesează dacă este corelare dintre aceste fonduri, este suprapunerea sau nu este, fiindcă noi avem necesități atât de mari, atât de neacoperite, avem fondurile externe și interne atât de limitate, că oricare fond cu suprapunere, fără suprapunere, noi încă nu suntem la această etapă că să conceptualizăm și teoretizăm foarte mult în împrejur de resursele financiare neexistente. Cred că oricare bani pe care primesc autoritățile publice locale de la fondurile naționale, de la fondurile internaționale, sunt foarte, foarte binevenite. Într-adevăr, în acest context este importantă întrebarea cât de cooperanți sunt autoritățile publice locale. Aici ține de mai multe factori și nu numai de factori de natură obiectivă, sunt și niște factori subiective la nivel de diferite comunități. Cum se împacă unii comunități cu alții, comunități vecine și așa mai departe. Mai ales raioane, cum sunt disponibile raioane pentru această cooperare interregională.
Deci aici sunt foarte multe întrebări și vreau să spun că posibil, așa evoluând situația în general pe țară, că încă suntem foarte departe pe acest subiect până la o perfecție sau până la o etapă când cât de cât putem să vorbim serios despre o dezvoltare regională adevărată. Dar eu vreau să spun că asta e nu numai fenomenul Republicii Moldova. Fix aceeași situație se întâmplă, fix aceeași situație se întâlnește în toate celelalte țări care sunt membri Uniunii Europene acum. Noi, deci, am studiat foarte mult experiența țărilor noi intrate în Uniunea Europeană, precum Cehia, Slovacia, Polonia, România, desigur că Ungaria. Și toate aceste țări mai mult au intrat în toate aceste relații de cooperare intermunicipală și interregională, numai prin presiuni din partea Guvernului Central, dar prin presiuni care au fost legate cu fonduri extraordinare, enorme, care au venit la dânsă de la Uniunea Europeană. Așa, pur și simplu, luând fără fonduri, fără voință politică, nu au fost... De ce se întâmplă? E vorba, până la urmă, de partide diferite, e vorba de interese diferite. Sunt, până la urmă, vecini și au aceeași problemă. Ar putea să-și o rezolvă mai ieftin dacă se asociază. Știți cum se spune că cele mai mari cerți sunt între vecini și cei mai mari dușmani înțeleg. Sunt vecini. Deci, dar nu vreau să extrapolez tot. Da, nu vreau să extrapolez notița asta pe toată țara. Desigur că sunt situațiile foarte, foarte diferite. Noi nu avem încă tradiție, nu avem încă cultură de această cooperare. Mai mult decât atât, noi nu avem autonomie locală în țară, practic deloc. Atunci, cu ce tu poți să intri în această cooperare intermunicipală și n-ai autonomie. Și ce a spus domnul Alexandru, foarte corect, a spus niște puncte. Și la toate acelea, de asociere cu Uniunea Europeană, de toate strategia de dezvoltare și de descentralizare a autorităților publice locale, merge vorba și de reforma administrativ-teritorială, da? Care astăzi și Consiliul Raional depune proiecte, și primăria pune proiecte a unei comune sau oraș. Practic, toți din toate părțile. Lucrurile astea trebuie diversificate mai altfel. Primăriile trebuie să fie, dar reforma administrativ-teritorială, ca acele exemple care sunt astăzi în Polonia sau în România, care s-au dezvoltat foarte bine, trebuie de trecut la municipalități. Primăriile rămân toate. Primarii își dezvoltă toate problemele mai departe. Dar la nivel de municipalități, aceea și dezvoltare regională. Și avem astăzi legea, ce ține de administrat, de agenții de dezvoltare Renor, agenții de dezvoltare Centru și agenția de dezvoltare Sud. Toate lucrurile astea, de acum sunt lucruri începute. Și mi-a plăcut un lucru că domnul ministru a construcției și dezvoltării regionale, foarte corect a spus, pentru toate proiectele și demararea mai departe, ca să vadă rezultatul, acea întrebare care a dat-o dumneavoastră, domnul Vitale, e necesar ca să vedem acel rezultat bun și rezultatul eficienței date la acea dezvoltare regională. E necesar încă vreo 3 ani de zile, nu mai devreme. Domnul Guțan stă și se uită probabil cu invidie la primarii care pot să depună proiecte la Agenția de Dezvoltare Sud, Nord sau Centru. Primăriile din municipiul Chișinău nu pot beneficia de aceste resurse financiare. Înțeleg că vă bizuiți până la urmă mai mult, domnule Guțan, pe resursele proprii. Cât de greu este să dezvolți proiecte de dezvoltare din banii unei localități? Aveți perfect de dreptate, deci, și socot că asta este o nedreptate, cel puțin reieșind din faptul că localitățile care fac parte din municipiul Chișinău, asta nu e orașul Chișinău, și nu sunt cele 57% din cele resurse financiare sau 65% care vin în orașul Chișinău. Cu toate că, mă rog, dacă aș vorbi deci, la nivelul de relație primărie, deci municipală și primărie locală, deci astea sunt anumite momente pozitive. Dar în ceea ce privește cu agențiile, deci da, aici aveți perfectă dreptate, deci pe noi nici pe aproape, deci nici pe la praguri nu ne dau voie pe la pragul lor, de atât, mă rog, nu suntem prevăzuți în lege, deci care a fost primită în anul 2006, privitor cu privire la dezvoltare regională și respectiv, deci indiferent de ce, că suntem noi sat, bine, în cazul dat, dacă aș vorbi, Cricoa este vorba de oraș care mai dispunem de o bază cât de cât ce ține economică, deci pe asta și respectiv fiscală.
Dar dacă aș vorbi de unele sate, inclusiv care fac parte din municipiul Chișinău, care nu sunt în stare să se asigure din punct de vedere financiar, atunci deci își vorbesc. Este o nedreptate deci, care ar trebui probabil să țină cont și cei de la guvernare și să-și dea seama că trebuie ajutate satele acestea. În principiu, deci, bază, dacă aș vorbi, nu pot să nu fiu de acord cu domnul director în ceea ce privește, că, mă rog, problema nu mi-e străină, chiar dacă nu mă folosesc, deci, de banii lor, deci, dar ceea ce ține de problema, că, într-adevăr, acel 1% care se alocă din partea guvernului este puțin, deci, pe asta și probabil că ar trebui găsite mijloace, deci, de a mări. Cât ține, deci, ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră de faptul cât ne este greu sau ușor, vă dați seama, niciodată la nimeni n-a încurcat niște, sau dacă au apărut niște bani, n-au încurcat la nimeni. Sau cel puțin niște oportunități, dacă nu și bani. Da. Deci căutăm și noi, deci, de a găsi, deja am menționat de la bun început, mai colaborând, deci, pe asta, cu acele fonduri care avem, la care avem acces, mai găsind, deci, cooperând, deci, eu știu ceea ce mai găsim din potențialul economic din teritoriu, mai creând niște condiții pentru atragere de investitori în teritoriu, deci căutăm deci, hai să zic așa, dacă o să zic supraviețuim, deci pe asta nu știu dacă o să fie termenul potrivit, dar în tot cazul să ieșim din situație, să găsim ieșiri din situație, că cel puțin să nu uităm că și în aceste localități care fac parte din municipiul Chișinău, trăiesc tot oameni și tot cetățenii Republicii Moldova. Care contribuie și, au nevoie, și ei la bugetul național. Contribuie și ei la bugetul național și au nevoie de rezolvarea problemelor ca și toți ceilalți. Adică, deci, mă întorc la ceea ce am vorbit. Ceea ce ar ține, deci, iată, dacă iarăși mă întorc de cooperare între diferite localități, este o problemă durută. De ce apare această problemă? În mare măsură, da, eu sunt de acord cu domnul Saci că este factorul subiectiv. Știți, câteodată egoismul acesta, deci uite asta, deci pe asta e, eu știu, dacă vreți primăria, ca să nu fac comparație, să nu zic altfel, deci cum era în obștea feodală, deci în societatea feodală, deci că, uite, ăsta e al meu și mai mult nu mă interesează nimeni, nimic, problemele, deci pe asta sunt amele. Cu toate că, dacă aș vorbi, iată, chiar la nivelul orașului Cricu, astăzi noi ne lovim cu problema ceea ce ține de gunoiul menager. Adică, deci, de stocare, de, deci, și așa mai departe. Prelucrare. Într-adevăr, noi nu dispunem de terenuri unde ar putea fi amplasat o gunoiște. Dar noi suntem în același timp gata astăzi de a contribui în modul cel mai direct, inclusiv până la 100%, deci, asta, de a amenaja un teren pentru sortare, pentru deci, eu știu, stocare și așa mai departe, într-o localitate vecină. Ceea ce nu găsim, deci pe asta, din păcate, până la momentul actual, că problema e una. Chiar dacă problema stocării gunoiului există și în acele localități. Corect. Dar o să revenim la discuții, pornind de la aceste neînțelegeri care există între comunități, dar și banii, fondurile care până la urmă și-au și ele o limită. Ne întrebăm în câți ani Republica Moldova sau cetățenii acestui stat se vor putea bucura de niște condiții bune, ca să nu spunem europene, la superlativ. Rămâneți cu noi, aflați imediat! Discutăm despre fondurile de dezvoltare regională care vin să ajute comunitățile să-și îmbunătățească condițiile de trai. Bani s-ar găsi dacă ar fi și inițiative, dacă ar fi și cooperare. Dacă o mai ducem așa, cam în câți ani, domnule Meșină, vom ajunge să avem condiții bune de trai în toate localitățile? Domeniile în prezent în regiunea centru care necesită unele investiții la nivel major sunt foarte mari. Vorbesc de localitățile care sunt într-un număr de 344 la nivelul rural, care astăzi au necesitatea și în sistemele de aprovizionare cu apă. Pe regiunea centru, factorul dat pe mine m-a uimit atunci când procentul este cel mai mic față de regiunea nord. În regiunea centru, cu toate posibilitățile, la acest nivel este un procent mai jos de a construi sisteme de aprovizionare cu apă construite
și accesate. La acest capitol, cred că pașii care îi facem noi, după partea tehnologică, care vine în prezent, cu unele experiențe a țărilor europene, ar fi un program bine stabilit pe o perioadă de 15 ani, în care domeniile relevante, necesare la primul moment, vor fi. Pentru că dezvoltarea regională mai are și o prioritate de susținere a business-ului mic și mijlociu, care de fapt dă o relevanță de cooperare dintre administrația publică și sectorul privat. De a dezvolta și această zonă, că acolo unde nu e economie, eu m-aș întreba dacă să mă duc cu nivelul de sisteme de aprovizionare cu apă în regiunea în care nu se dezvoltă economic, lumea pleacă de acolo. Aceste experiențe sunt și în Germania când au dezvoltat infrastructura, dar nu a fost partea economică. Ele trebuie legate împreună toate și la acest succes eu cred că Republica Moldova, cu programele de asociere, cu programele europene în cadrul asocierii, în programul de trecere spre încadrarea Uniunii Europeană, dau foarte mare favori, atât în dezvoltarea regională, cât și la nivelul local și în cooperarea lor pentru a avea potențialul în prezent dezvoltat în Republica Moldova. Ceea ce face dezvoltarea regională, după părerea mea, este o soluție care, de fapt, este binevenită pentru administrații publici și localități. Vorbesc de rezultatul care îl obținem prin dezvoltarea regională. Beneficiarii direct sunt administrațiile publice locale, nivelul 1, nivelul 2, la momentul prezent. Despre reforma administrativă, cred că nu mă referi astăzi, că este un discutăm altă dată când este un instrument atunci când dă mai multe relevanțe. Va fi și proiectul deja undeva, ori în guvern, ori în parlament. Domnule Botnar, cunoașteți situația de la Hâncești. Care este următorul proiect pe care ați vrea să-l implementați în acest oraș pentru a îmbunătăți viața locuitorilor, dincolo de proiectul de dezvoltare a unui parc industrial? Ce mai aveți de făcut? Lărgirea parametrilor și a mai multor construcții noi în oraș și totodată construcția a blocurilor locative în cadrul unui program care ar fi bine să fie inițiat de guvern pentru tinerii specialiști. Avem o problemă mare că astăzi noi dacă vom dezvolta acea infrastructură și domnul director, domnul Meșin a spus foarte corect, e foarte bine dacă se numește dezvoltare regională, aceste proiecte de investiții în infrastructură și dezvoltarea localităților regionale, să luăm în considerație și impactul economic. Fiindcă facem niște lucruri care, haideți să vă aduc aminte, a fost în fostă guvernare, da, gazificarea poporului, așa. Bunăstarea țării, gazificarea poporului, așa? Azi s-a cam nu, foarte așa, multe. Gazificarea ar însemna altceva. Aprovizionarea cu gaze a localităților, să zicem. Da, nu așa au fost. Și foarte multe gazoducte la nivel de țară s-au investit foarte mari bani, care astăzi acele investiții n-au eficiență. Cetățenii gazul acesta n-l folosesc, este scump. Trebuie să-l avem în considerație toate lucrurile date. Dar e foarte important, mă repet, că dezvoltarea economică. Această dezvoltare economică a careva fabrici și de producere, noi iarăși trebuie să atragem tinerii specialiști. Cum am putea noi atrage cei tineri specialiști? Prin oferirea și a unui spațiu locativ care la niște priorități. Am avut exemple date și în China, și în Rusia, și în Israel, cei ce ține de parcuri industriale, unde îi oferă specialistul respectiv și spațiul locativ care apoi, având salariul respectiv, el are de unde și achita acea parte de proiect care o parte ar trebui statul, da, adică guvernul, prin care va proiecte, dar 50% oricum cetățeanul trebuie să plătească pentru locuința dată, fiindcă el să fie angajat și să știe că are locul cel de muncă, are și el o achitare, o contribuție și asta va da posibilitatea să dezvolte, fiindcă astăzi din localitățile rurale sau regionale, toți pleacă în Chișinău.
Sau asta în cel mai bine caz, dar în cel mai rău toți pleacă peste hotare. Deci dezvoltarea dumneavoastră spuneți că ar trebui să meargă în paralel proiectele de infrastructură și proiectele economice. Pentru că s-ar putea la un moment dat să avem și apă, și canalizare, să nu avem locuri de muncă acolo. Vorbim despre, apoi autoritățile publice locale trec la descentralizare financiară. Cu ce va trăi acea localitate dacă impactul economic e zero acolo? Corect? Și avem drum, avem mai departe sau acel apeduct. Sunt lucruri care acoperirea cheltuielor de apeduct la nivel de întreprindere municipală sau întreprindere care gestionează apa, canalizarea, nu o să aibă acoperire. De unde să, cine să asupe aceste cheltuieli? Trebuie dezvoltat și alte lucruri care să fie pentru autoritatea publică niște rezerve ca apoi să avem cu ce echilibra aceste lucruri. La Cricova, domnule Guțan, care este problema? Domnul Dogaru, deci că eu să-mi permit deci, la întrebare care a spus-o dumneavoastră, peste cât timp, câți ani ar trebui? Mă tem că nu știu dacă vă răspunde cineva la concret, dar vreau să zic altceva în același context. Că lucrul acesta trebuie să-l dorească, deci și cetățeanul, cel pentru care se face acea sau altă, eu știu, investiție, reformă și așa mai departe, și atunci rezultatul va fi cel scontat și am putea să, într-un fel, scurta timpul acesta. În caz contrar, deci dacă o să facem cei din administrație, indiferent publică, locală, centrală și așa mai departe, o să căutăm să-i, ne ținând poate într-o măsură oricare cont și de doleanțele cetățeanului și de nevoile lui și așa mai departe, atunci, deci, asta o să facem și gazoduc și apeduc și canalizare și o să stăie, deci, așa ca un monument, dacă vreți. Iată, dar ca să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, da, avem și noi, iată, dacă vorbești de un proiect, deci, mai mare, care intenționăm, totuși, poate, de domnul la anul viitor, deci, să începem implementarea lui, ceea ce ține de reparația capitală a străzii drumului de acces spre Cricova. Deci, fapt care ne-ar permite atragere și mai mult a turiștilor, deoarece aceasta este o ramură care este dezvoltată și amploare în dezvoltarea orașului Cricova, în aspectul economic al orașului Cricova. Deci, și cred că lucrul acesta ar fi benefic totodată, deci pe asta și pentru investitori. Cu toate că ar fi păcat să mă plâng că, uite, nu avem drum. Da, avem drum, dar tot una. Sperăm, deci pe asta, ca să fie, deci pe asta și mai bine, mai cu trotuar, mai cu amenajat și așa mai departe, ca să nu și creăm. Veți găsi banii în bugetul local sau deci, nu. Mergeți să aici, căutați deci, pe asta, dacă extern. Vorbesc, costul proiectului este de circa 20 milioane de lei, astea sunt două bugete a orașului Cricova, deci anuale. Evident că nu, deci de ce contăm, deci că poate domnul director de la agenție regională mai își face milă, deci pe asta și ne include și pe noi la... Da, trebuie schimbată și legea aici, ca să... Da, clar. Nu decide dumneavoastră, decide dumneavoastră. Pe final, aș vrea să-l întreb pe domnul Osacei, unde ar trebui să intervenim, domnule Osacei, ca să dinamizăm toate aceste proiecte finanțate din fondul regional? Da, eu într-adevăr vreau să reiterez încă o dată acest gând că de acum încolo se schimbă relațiile esențial cu semnarea și ratificarea acum acordului de asociere, cu intrarea acestui acord în vigoare de la 1 septembrie în mare parte anul curent. De acum se schimbă toate realități ce țin de procedurile, de fonduri, de programe, de politici și așa mai departe. Încă nu închipuim cum vor schimba realități. Și nu vă chem să-mi credeți, asta este o experiență destul de cunoscută ale tuturor țărilor, a tuturor țărilor Uniunii Europene și candidaților și așa mai departe. Deci, de aici noi trebuie să fim pregătiți să ne profităm în cea mai mare măsură.
Noi suntem în contact permanent cu autoritățile publice locale din toată țara. Practic, fiecare săptămână ne ducem la diferite consultări, sesiuni de informare, dezbateri și toate celelalte chestii de felul ăsta. Deci vreau să spun că probabil cea mai importantă întrebare pentru oamenii la moment, care au sesizat deja importanța implicării în ridicarea fondurilor și în implementarea proiectelor, este cum facem, ce facem cu capacitățile noastre destul de scăzute, nu autorităților publice locale, dar amândiere la nivel național, capacitățile destul de scăzute și resursele foarte, foarte limitate pentru anume ridicarea fondurilor. Că este o problemă gravă cu scrierea proiectelor, cu scrierea studiilor de fizibilitate, cu căutarea donatorilor și programelor. Într-un fel, pentru autoritățile publice locale, aceste fondurile naționale despre care am vorbit, inclusiv și Fondul Dezvoltării Regionale, sunt mai simple. În primul rând, formele de aplicare sunt mai simplificate, sunt în limba română și așa mai departe. Cu fondurile internaționale, cu mult mai grav pentru dânșii. Mai mult decât atât, sunt foarte multe programe foarte, foarte diverse, la care noi să avem acum acces cu semnarea acestui acord de asociere. Multe programe dintre acele sunt administrate chiar de la Bruxelles. De atâta importanța acestui implicări... Domnul Alexandru, vreau să vă contrazic. Noi avem peste 20 de companii în Moldova care nu mai apar un fond de donații de la Uniunea Europeană și automat vin toți cu propuneri de semnare și să pregătească studiul de semnare și proiectul pentru donații. Deci, când se decide, apar foarte repede diferite ONG-uri care îți propune oferte respective. Noi asta cunoașteți foarte bine lucrurile. Câte ONG-uri avem care oferă lucrurile date? Spunem că noi nu suntem pregătiți de a scrie proiecte. Eu n-aș spune. Dar o să revenim cu siguranță eu, la aceste eu numai ca discuții. O scurtă replică. Da, o singură propoziție. Cunosc perfect acest fapt, cu siguranță, dar în primul rând nu prea sunt atât de multe ca cum ne se pare. În al doilea rând, cunoașteți perfect ce fel de prețuri sunt acolo. Uneori prețurile sunt cu mult mai mari decât fondurile necesitățile unei comunități. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să discutăm despre aceste fonduri de dezvoltare regionale care, iată, își aduc aportul la dezvoltarea țării. Important este să fie și inițiativă, dar și resurse umane și financiare la nivel local. În câteva minute știrile la Publica TV.